cât de bine ne cunoaștem. Împreună pe aceeași frecvență, e simplu. Ești la psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. Așa este, suntem din nou la psiholog, alături de noi psihoterapeuta Raluca Anton. Bine ai venit, Raluca, într-o nouă ediție la Psiholog pe drum cu prioritate. Bine v-am găsit, servus! Mai cu toate problemele astea care sunt așa în jurul nostru, cred că e cea mai indicată întâlnire de pe drum cu prioritate în fiecare luni, alături de tine. Spune-ne, te rog, Raluca, cum reușim să supraviețuim emoțional acestor vremuri, că, uite, nici nu se terminase bine pandemia, că a început războiul și a început războiul la graniță. Nu e undeva foarte departe. Da, îți dai seama că nici n-am apucat să ne revenim dintr-una, că am dat-o în alta, din păcate, și cred că asocierea de cuvinte pe care ai folosit-o este cea mai potrivită dintre toate, supraviețuirea emoțională. Pentru că în timpurile astea este cel mai bun lucru pe care putem să-l facem, să ne amintim ce înseamnă să supraviețuim, doar că de data asta emoțional. Și supraviețuirea înseamnă să ne dozăm foarte bine resursele, dacă ne uităm în orice context de supraviețuire, să ne dozăm foarte bine resursele, să cunoaștem foarte bine care ne sunt limitele și cât de mult putem împinge aceste limite și mai mult decât atât să ne reamintim în context de supraviețuire că suntem o comunitate și că supraviețuim mai degrabă dacă suntem împreună decât dacă suntem singuri. Și cred că acestea sunt cele trei elemente esențiale pe care ar merita să ni le reamintim în perioada asta de supraviețuire emoțională. Deci dacă pandemia ne izola cumva, e bine, problema asta care a apărut de curând, ar fi bine să o dezbatem alături de familie, alături de prieteni, să nu ținem toate emoțiile așa doar pentru noi. Ce ar trebui să discutăm despre treaba asta? Ar fi tare bine să discutăm, însă aici aș avea așa o sugestie când vine vorba de aceste discuții, pentru că tindem să discutăm despre această situație mai degrabă din perspectiva contextului politic și ne dăm cu părerea cu toții despre ce vrea să facă unul, ce face celălalt, că de fapt de când au început toate astea, când se va termina toată situația respectivă, și asta nu face decât să escaladeze componenta emoțională și nu ne ajută pe termen lung. Și atunci invitația noastră a specialiștilor în general este să împărtășim lucruri care țin de lumea noastră interioară și decât să stăm să intrăm în polemici cu privire la cine a început și când și a cui e toată povestea asta, mai bine încercăm să ne concentrăm pe ceea ce ni se întâmplă și să verbalizăm ceea ce simt acum este panică, ce simt acum e frică, ce simt acum este furie. Putem inclusiv să avem astfel de discuții care încep cu nu-mi vine să cred că ni se întâmplă asta, încep să mă gândesc oare care ar fi cea mai bună soluție pentru mine și familia mea pe termen lung. Și să pornim de la contextul acesta general, dar să ducem discuția mai degrabă într-o zonă emoțională, pentru că altfel, oricum suntem expuși la această informație, la o cantitate foarte mare de informații, oricum mintea noastră, din păcate, încă nu are capacitatea să filtreze emoțional informațiile și atunci orice conținut negativ, chiar dacă eu înțeleg că s-ar putea să fie o veste care nu e reală sau o știre care nu este reală, creierul tot procesează informația respectivă și tot în zona emoțională ajunge, motiv pentru care riscăm să ni se intensifice panica. Și atunci, oricum fiind expuși, mai bine împărtășim lucruri despre ce ni se întâmplă și îngrijorările pe care le avem, asta e mult mai sănătos pe termen lung. Mai puțină politică, mai multe discuții despre ceea ce simțim, despre sentimentele noastre. Și un alt lucru esențial aici, apropo de împreună și de comunitate, dincolo de a vorbi despre toată povestea asta, un alt sentiment care ne încearcă pe foarte mulți dintre noi este sentimentul de lipsă a controlului sau de inutilitate. Cumva că ne trezim în toată bucla asta emoțională, dar nu simțim că putem face ceva să oprim lucrurile. Și e drept, nu avem atât de mare putere încât să facem ceva să oprim lucrurile, dar e important să ne adresăm acest sentiment al inutilității și al lipsei controlului prin diverse comportamente pe care le putem avea acum. Pot fi comportamente care țin de grija față de propria persoană, adică să stau să mă gândesc ce planuri îmi fac pe termen lung și poate chiar să-mi dezvolt o astfel de strategie, sau pot fi comportamente îndreptate către ceilalți și a ajuta pe ceilalți din diverse comunități care acum au nevoie de asta. Dar e important să nu stăm, pentru că acest comportament de a sta de cele mai multe ori ne adâncește și mai tare în zona asta emoțională și crește sentimentul de inutilitate. Buclăm mai mult în emoțiile negative stând.
să stăm și să despicăm firul în patru. Nu este bine, trebuie să ne implicăm activ. Vedem foarte multă suferință în jurul nostru dacă ne uităm la imaginile refugiaților care vin în România. O idee foarte bună pe care ne-ai dat-o, Raluca, să încercăm să ne implicăm activ și să-i ajutăm pe ceilalți și poate prin gestul acesta să ne ajutăm cumva și pe noi. Inevitabil, și asta ne spun și studiile când vine vorba de a ajuta pe ceilalți, că actele astea de filantropie, de fapt, și foarte interesant ce ne spun studiile, actele de filantropie, de a ajuta pe ceilalți fără să te aștepți să primești ceva înapoi, produc în creier același mecanism chimic ca atunci când ne îndrăgostim. Se întâmplă asta de 3 ori pe parcurs sau în 3 contexte. Când ne îndrăgostim, când ne cunoaștem copilul, când avem primele priviri în interacțiunea cu copilul și când facem acte de filantropie fără să așteptăm să primim ceva înapoi. E păcat să nu facem asta pentru noi. Ăsta e actul de egoism, de fapt. Că te ajut pe tine pentru că știu că asta îmi va face mie bine din punct de vedere emoțional. Psihoterapeutul Raluca Anton în legătură directă cu noi. Îți mulțumesc foarte mult și de-abia aștept întâlnirea noastră de săptămâna viitoare la Psiholog aici pe frecvențele Europa FM. Mulțumim pentru sfaturi. Mulțumesc și eu tare mult. Ne vedem luni.